Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Este Olimpică Națională la Biologie. Ana Maria Tomolea, elevă în clasa 11C a Liceului Tehnologic Petru Maior din Reghin, a reușit să se califice la faza pe țară după ce a obținut cel mai bun punctaj din județ. Pe lângă Olimpiada de Biologie, eleva a participat și la faza județeană la disciplina Chimie, unde s-a clasat pe locul al doilea. În același timp, Ana Maria se pregătește și pentru admiterea la Facultatea de Medicină, pe care vrea să o facă în România. Faza națională a Olimpiadei de Biologie 2016 va avea loc în perioada 17-22 aprilie în județul Hunedoara. A obținut locul întâi la faza județeană de biologie, iar acum se pregătește pentru etapa națională a competiției. Este vorba despre Ana Maria Tomolea, eleva Liceului Tehnologic Petru Maior din Reghin, pasionată pe lângă biologie și de chimie. Anul acesta am reușit în sfârșit să mă calific la națională. Am participat și în clasa 9 și în clasa 10, dar nu am reușit decât locul 2 și anul acesta am reușit la faza județeană și locul 1 și acum o să merg la națională. Am mai participat de asemenea la Olimpiada de Chimie, la care m-am clasat pe locul 2 la faza județeană. Eu zic că e un rezultat destul de bun, chiar dacă nu este de națională. Ana Maria își dorește ca pe viitor să studieze medicina. De aceea, pregătirea pentru olimpiadă a fost facilitată de cea pentru admiterea la facultate. Ana Maria a mărturisit și ce o atrage la aceste materii. Pentru olimpiadă, în mod special, nu pot să spun că am început de foarte mult timp, cât pentru admitere. Și faptul că am început pentru admitere m-a ajutat foarte mult la olimpiada în sine, pentru că nu am avut foarte mult în plus de învățat, ci doar niște detalii pe care nu le am la admitere. La biologie, cred că satisfacția aceea de a putea răspunde corect la întrebări, adică mă simt foarte bine în momentul în care văd că am avut un raționament corect, și la chimie, faptul că toate lucrurile sunt atât de logice și au sens în natură. Să studieze în România. Aceasta este dorința Anei Maria în ceea ce privește anii de facultate. Plecarea în străinătate o privește ca pe o posibilitate după absolvirea facultății de medicină. Păi studiile am zis că totuși vreau să rămân în România. Poate după o să mă văd prin străinătate, dar deocamdată am spus că rămân acasă. Faza națională a Olimpiadei de Biologie 2016 va avea loc în perioada 17-22 aprilie în județul Hunedoara. Reghinul va fi reprezentat la faza județeană a concursului de dans Împreună pentru viitor. Acest lucru se va întâmpla datorită copiilor Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 ISAM Reghin, dar și celor de la Gimnaziul Florea Bogdan și Liceul Tehnologic Lucian Blaga. Competiția are două secțiuni, și anume cea de dans popular și cea de dans modern. Faza județeană a concursului Împreună pentru viitor 2016 va avea loc la Târgu Mureș, vineri 1 aprilie de la ora 12. La ediția din 2015, elevii reghineni au reușit să se califice la faza națională. Ne vor reprezenta la faza județeană a concursului de dans Împreună pentru viitor, din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară. Este vorba despre elevii Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 ISAM Reghin, care, alături de cei de la Gimnaziul Florea Bogdan și Liceul Tehnologic Lucian Blaga, pregătesc mai multe coreografii cu care vor participa la concurs. Este vorba despre un concurs de dans, se numește Împreună pentru viitor. Este un concurs organizat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, unde copiii din școala de masă participă împreună cu copiii de la școala specială la un dans, fac împreună un dans. Competiția are două categorii, mai exact cea de dans modern și cea de dans tradițional. La dans popular, elevii Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 ISAM Reghin vor evolua pe scenă alături de copiii Gimnaziului Florea Bogdan, iar la dans modern alături de cei de la Liceul Tehnologic Lucian Blaga. Sunt două faze în cadrul concursului, dans modern și dans tradițional. Și noi de la școala noastră ne pregătim cu două echipe, echipa de dans modern și o echipă de dans tradițional, unde prezentăm tradiții și obiceiuri de pe Valea Vătavei, din Vătava. Coreografiile pe care le vor prezenta la concurs nu au fost însă ușor de învățat. A fost nevoie de muncă, răbdare și repetiții.
Acum bine, suntem mulțumiți, am reușit să facem toată coreografia, copiii după multe repetiții, într-adevăr, au reușit să se coordoneze și să fie o echipă. Faza județeană a concursului de dans împreună pentru viitor 2016 va avea loc la Târgu Mureș vineri 1 aprilie ora 12. La ediția din 2015, elevii reghineni au reușit să se califice la faza națională a concursului. Locuitorii comunei Deda, dar și pacienții din alte localități învecinate au de acum la dispoziție centrul medico-social din Deda, extins și modernizat. Inaugurarea a avut loc joi 31 martie în prezența primarului și a membrilor Consiliului Local, care subvenționează activitatea centrului și a finanțat lucrările efectuate. Unitatea poate găzdui de acum 45 de bolnavi sau vârstnici. Va avea mai mulți angajați, iar pe viitor, din fonduri europene, i s-ar putea mări capacitatea până la 80 de locuri. Festivitate importantă de inaugurare astăzi în comuna Deda din județul Mureș. Administrația locală redeschide centrul medico-social din localitate. Asta după o amplă renovare și modernizare. Așa cum puteți vedea și dumneavoastră, la exterior se vede clădirea a fost reabilitată, însă foarte important și la interior avem parte de o modernizare și chiar de extindere. Astfel, centrul medico-social poate găzdui de astăzi aproximativ 45 de persoane, deci cu 15 mai mult decât până acum. În plus, clădirea găzduiește cabinetele medicilor de familie din localitate, precum și stomatologia. Persoane care nu au aparținători, persoane bolnave, persoane care familiile nu au posibilitate să le acorde îngrijire, pot fi internate în centrul nostru medico-social și aici li se asigură masă, li se asigură asistență medicală, li se asigură îngrijire, iar condițiile sunt deosebit de bune. Am pus la punct și blocul alimentar, care acum corespunde tuturor cerințelor igienico-sanitar-veterinare. Hrana se prepară în bune condiții. Am schimbat toată tâmplăria externă de lemn, geamuri, uși cu tâmplărie PVC, pentru că era tot un termopan, un geam de lemn și mai mult pacienții chiar mi-au spus se simte în economisirea căldurii, deci este mult mai cald în clădire. Am zugrăvit casa scărilor, în față, în spate, am zugrăvit și igienizat etajul 1 unde sunt cabinetele medicilor de familie, sălile de așteptare. Administrația locală a preluat centrul de mai bine de 10 ani, timp în care a investit în mai multe rânduri în reparații și îmbunătățirea condițiilor oferite. Cele mai recente lucrări au fost și cele mai complexe pentru că au dus la creșterea capacității, iar astfel centrul devine un model pentru alte comunități, întrucât majoritatea acestor puncte medicale s-au închis ori s-au privatizat. În anul 2002 am preluat acest centru medico-social Comuna Deda, s-a transformat dintr-un centru de sănătate în centru medico-social. Am adus toate îmbunătățirile posibile pentru ca el să funcționeze la parametrii normali și să se ofere condiții deosebit de bune de îngrijire. Aceasta însemnând că în anul 2005 am realizat încălzirea centrală, o încălzire modernă pentru o construcție cu 3 nivele. Am realizat după aceea în 2010 acoperișul cu tablă și în paralel am făcut lucrări anual pentru ca acest centru în care funcționează și cabinetele medicilor de familie să fie unul corespunzător comunei noastre. Suntem, să știți, singurul centru medico-social din județ care a mai rămas bugetat de stat. Peste tot s-au privatizat. Și vă spun cu sinceritate, prețul internării la un privat, condițiile sunt într-adevăr, dar o să vedeți că și la noi poate condițiile și mai și. Și prețul este poate dublu sau chiar triplu. Și sunt persoane care într-adevăr au nevoie de asistență socială, care nu își permit, care n-au pe nimeni și atunci modalitatea de rezolvare la un centru privat nu poate să găsească.
la creșterea confortului pacienților și îmbunătățirea serviciilor de care vor beneficia aceștia. De acum înainte, primarul Lucreția Gadar a adăugat și alte beneficii, cum ar fi noi angajări. 6 persoane vor fi integrate în muncă aici, în acest centru. În plus, primarul a anunțat că are în vedere obținerea unor fonduri europene pentru extinderea centrului medico-social, astfel încât acesta pe viitor să poată găzdui aproximativ 80 de pacienți. Nu trebuie să ratați vineri 1 aprilie, în cadrul jurnalului de Reghin, un nou episod din seria Destin și Istorie, realizată de profesorul Ioan Costa. De această dată, istoricul aduce în atenție informații despre cum s-a transformat Piața Petru Maior, fostul loc de târg din Reghin, în actualul Parc Central. Avem detalii imediat în jurnal, dar înainte mergem la redacția Sport, unde ne așteaptă Marcela German. Bun găsit! Astăzi la știrile din sport vă spun că Avântul Reghin este neînvinsă pe teren propriu în actuala ediție de campionat, câștigând toate partidele și așa vrea să rămână, inclusiv după meciul de sâmbătă 2 aprilie ora 17. O altă știre este că Mureșul Rușii Munți, ocupant al locului 4, dă piept cu formația de pe locul 3, ASEA 2013 Târgu Mureș, tot sâmbătă, dar de la ora 11. Cu detalii vă aștept la jurnalul de sport. Seria Destin și Istorie, marca Reghin TV, semnată de istoricul Ioan Costea, continuă vineri 1 aprilie în cadrul jurnalului de Reghin. De această dată aflați informații despre cum s-a transformat fostul târg din Reghin în actualul Parc Central Municipal. Problema aceasta a parcului a început în 1951. Iată, sunt mulți ani de atunci, peste 60 de ani, când mai mari primăriei s-au întâlnit într-o ședință și au decis că această piață trebuie regândită, reamenajată și transformată într-un parc. Lucru care s-a făcut și în alte orașe. Acum, acțiunea propriu-zisă a început în 1953. În locul pavajului de astăzi, în piață, se afla piatră de Mureș. Erau însă și sectoare pavate cu piatră cubică. Au fost mobilizați în felul acesta toți uteciștii vremii, din școli, din fabrici, și s-a procedat în primul rând la scoaterea acestor pavaje din piatră. Bineînțeles, regândirea spațiului, s-a făcut un plan detaliat, schițe respective. Mi-amintesc că schița propriu-zis a fost realizată de un reprezentant al primăriei sau din primărie și IGR, Simionescu. Acesta a făcut planul și schița și pentru fântâna arteziană din parc. Istoricul Ioan Costea prezintă în cadrul acestei ediții și viața economică dintre anii 1950-1960. Vreau să vă spun că din punct de vedere etnic lucrurile stau foarte încălcit. Erau directori și șefi de unități evrei, erau maghiari, erau românii, chiar și țigani am găsit. Acest șef de unități, după nume, nu puteai să-ți dai seama din ce etnie fac parte. Oricum, foarte mulți erau evrei, cei care au venit din lagăre, au apucat să vină, au ocupat foarte multe funcții importante, conduceri de întreprinderi. Dar mai multe aflați urmărind Destin și Istorie. Rubrica va fi difuzată vineri 1 aprilie în cadrul jurnalului de Reghin. Antiteza a clasei a 8-a. Așa se numește cartea scrisă de reghineanca Diana Vlasa, eleva Liceului de Artă din Târgu Mureș, ce va fi lansată vineri 1 aprilie la Biblioteca Petru Maior din Reghin. La eveniment vor fi prezenți editorul volumului, poetul Nicolae Băciuț, dar și profesorii Adina Danciu și Bortale Hel. Publicul va putea admira și picturile tinerei, pasionată de altfel atât de artă cât și de matematică. Lansarea cărții Antiteza a clasei a 8-a va avea loc vineri 1 aprilie ora 13 la Biblioteca Petru Maior. Vorbim pe larg despre toate acestea, dar înainte aflăm de la Crina Casoni care sunt tendințele previziunilor astrale pentru ziua de vineri.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Luna plină, adică opoziția soarelui cu luna, aduce de obicei agitație, nervozitate, certuri din nimic, precum și un risc sporit de accidente. Nu este obligatoriu să se întâmple toate acestea, fiindcă astrele doar predispun, nu impun. Cu calm și înțelepciune puteți întoarceți totul în favoarea dumneavoastră. Dar cu mai multe amănunte vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Este eleva Liceului de Artă din Târgu Mureș, pasionată de matematică, talentată la desen și pricepută la scris. Reghineanca Diana Vlasa va demonstra încă o dată acest lucru vineri, 1 aprilie, atunci când va lansa la Reghin cartea Antiteza clasei a 8-a. Evenimentul face parte din seria celor organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii și Tineret, marcată la data de 2 aprilie. Tot în cadrul lansării, participanții vor putea admira și picturi realizate de Diana. Organizăm în data de 1, la orele 13, în bibliotecă, lansarea unei cărți scrise de o elevă din Reghin, care actualmente frecventează cursurile Școlii de Arte din Târgu Mureș, în clasa 9. Este vorba de Diana Vlasa, care a scris o carte, Antiteza clasei a 8-a. Cartea va fi prezentată de profesor Adina Danciu și profesor Bortolehel. Această elevă este talentată și la desen. Ea își va expune și câteva lucrări. Cartea este editată de către poetul Nicolae Băciuț. Antiteza clasei a 8-a este încă o dovadă a faptului că Reghinul nu duce lipsă de copii talentați. Da, este o generație de tineri extraordinar de talentați, nu este singura elevă care scrie cărți. Dacă vă amintiți, acum 2 ani, la școala gimnaziară Florea Bogdan, o altă elevă a scris un roman foarte interesant. Sunt în Reghin foarte mulți copii talentați. La eveniment sunt invitați tot cei care doresc să o cunoască pe Diana și să îi admire munca. Lansarea cărții Antiteza clasei a 8-a va avea loc vineri, 1 aprilie, ora 13, la Biblioteca Petru Maior. Noi vom prezenta această carte și în cadrul săptămânii Școala Altfel, dar mâine la ora 13 sunt așteptați toți prietenii ei, foștii colegi și toți cei care o susțin în noua carieră pe care se vede că vrea să o îmbrățișeze. Pentru cei care nu au reușit să facă plantarea pomilor fructifere în toamnă, începutul primăverii este un sezon bun pentru a pune în practică întinerirea livezii sau, de ce nu, înființarea unei livezi noi. Specialiștii în agronomie ne pot ajuta să plantăm corect acești puieți, în așa fel încât ei să rodească și să vă ofere o recoltă bogată de fructe frumoase și gustoase. Primul pas este achiziționarea cu atenția materialului săditor, urmat de pasul fertilizării solului. E încă sezon de plantări, iar oferta comercianților de puieți e încă bogată. Dar atenție, alegerea materialului săditor este esențială pentru rezultatele pe care ni le dorim. Asta ne atrag atenția specialiștii în agronomie. În general, aș recomanda pentru amatorii de cultivatori de pomi să fie foarte atenți când merg în piață și își cumpără materialul săditor. Toată lumea cumpără la întâmplare. Ia, să-mi dea un măr, să-mi dea un păr, nu-l interesează soiul sau, mă rog, dacă îi spune vânzătorul că ăsta, el asta, să se consulte cu un specialist pentru a evita niște neîmpliniri. Pomii fructiferi se plantează primăvara, atunci când a trecut pericolul de îngheț și când este o temperatură de maxim 5, chiar 10 grade în sol. Nu doar temperatura este decisivă pentru a stabili cu precizie când se plantează pomii fructiferi primăvara. Când cumpărăm pomii fructiferi pentru plantat, îi putem cumpăra cu rădăcinile nude, fără pământ pe rădăcini, ca în hipermarket și la container, adică la ghiveci. Pomii care nu au pământ la rădăcini se plantează primăvara când au trecut ultimele înghețuri, dar nu prea târziu spre vară. Este ideal să plantăm acești pomi înainte să înflorească sau să înfrunzească. Și iată încă un sfat prețios. Portaltoiul nimeni nu-i dă nicio importanță. Toată lumea se uită la pom. Să-mi dea un pom, să-mi dea o cais, să-mi dea o piersică, să-mi dea un măr, un păr. Dar trebuie să fie foarte atent la tipul de portaltoi pe care îl cumpără, pentru că asta dă vigoarea pomului și funcție de asta trebuie aplicată o anumită agrotehnică la sol. După achiziționarea materialului săditor, e importantă și fertilizarea solului. Și pentru că doar specialiștii își pot da seama de calitatea pământului în care vom planta, tot la ei e bine să apelăm în vederea obținerii soluției ideale pentru plantă.
Preexistă posibilitatea de a aduce un aport de foarte complet prin bălegarul fermentat, bălegarul de grajd, dacă este fermentat, el este un, poate cel mai complet îngrășământ și realizează un deziderat. Cred că la sol există mai multe sisteme de întreținere. Foarte mulți nu-și permit să sape în jurul pomului, probabil au iarbă, au un gazon bine întreținut și preferă să aibă pomii în gazon. Ei, în condițiile astea se recomandă o cosire foarte deasă, foarte frecventă, cât se poate de jos, și să se aplice niște soluții fertilizante. Adică, dacă se face o diluție cu un bălegar de pasăre, cu orice alte fecale, chiar și umane, nu-i nicio lipsă de interes sau niciun pericol, și se aplică, bineînțeles, în diluții adecvate, vin cu un aport foarte bun în fertilizarea acestor plante. Nu în ultimul rând, specialiștii spun că munca noastră va da roade în măsura în care soiul este unul potrivit zonei noastre, condițiilor pe care îi le oferim și dă dovadă de rezistență în fața bolilor. În timp ce ne gândim ce sandale și ce modele de manicură se poartă în acest sezon, a trebuit să acordăm aceeași atenție și tenului, începând cu o evaluare atentă a stării de sănătate a pielii. Ritualul de înfrumusețare pentru a avea un ten luminos și sănătos în această primăvară trebuie să înceapă cu o curățare intensă, apoi hidratare, dar și aplicarea protecției solare. În ceea ce privește machiajul, acesta trebuie să fie cât mai natural și ușor, în culori pastelate. Ne întoarcem la acest subiect după ce facem o oprire la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Vineri vom avea parte de un cer senin. Mercurul din termometre urcă în reghin până la valoare de 21 grade, iar în Târgu Mureș 22. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Odată cu creșterea temperaturilor, fiecare dintre noi constată că tenul se confruntă cu diverse probleme. Acestea pot fi cauzate fie din pricina lipsei de vitamine, a vântului, ori a deshidratării. Ca în fiecare sezon, trebuie să acordăm și acum atenție tenului nostru pentru un aspect sănătos și frumos. Deoarece temperatura crește, determină o deshidratare a tenului, vântul și schimbările bruște de temperatură usucă tenul și îl sensibilizează puternic. Razele ultraviolete sunt mai puternice și afectează tenul care nu este protejat și factorii alergeni se înmulțesc și tenul este mult mai predispus iritațiilor. În timpul iernii, transpirația are un ritm mai puțin alert. Este felul natural al pielii de a se apăra de temperaturile scăzute. În consecință, și ritmul de reînnoire celulară este mai lent, motiv pentru care ieșim din iarnă cu un ten uscat, aspru și mai puțin elastic. Pașii ce trebuie urmați pentru o piele curată și catifelată nu sunt grei și pot fi realizați fie la salon sau chiar și acasă. Vom începe, bineînțeles, cu o curățare care se va face cu un gel de curățare pentru a îndepărta atât machiajul cât și restul de impurități. Apoi, un alt factor important pentru un ten luminos este o hidratare puternică, dar având în vedere că pielea secretă mai mult sebum decât de obicei în anotimpul cald, vom renunța la crema consistentă pe care am folosit-o în timpul iernii și vom adopta o cremă cu o textură mai lejeră. Pe lângă textura lejeră, un aspect important în alegerea cremei hidratante de primăvară este factorul de protecție solară pe care îl oferă. Chiar dacă soarele nu este încă la putere maximă, măsurile de precauție potriva razelor UV trebuie luate din timp, în condițiile în care sunt prevăzute furtuni solare periculoase. Pentru a ne scoate în evidență aturile, este binevenit și un machiaj. Acestea trebuie să fie însă cât mai natural. Vom folosi culori pastelate, să punem în evidență ce avem mai frumos, poate cineva are ochii frumoși și va pune în evidență ochii, altcineva are buzele mai frumoase și va pune în evidență buzele, iar pentru ten vom folosi doar o cremă colorată sau un fond de ten cu o textură lejeră, puțin blush și este foarte ok pentru acest anotimp. Așadar, pentru a vă bucura de un ten luminos pe timpul primăverii, nu trebuie să depuneți foarte mult efort. Curățarea, exfolierea, hidratarea și protecția solară sunt cele mai importante lucruri.
Rămâneți alături de Dar Reghin TV. Joi 31 martie de la ora 19 revedeți emisiunea Reghin exclusiv. De la ora 21 Maria Neac vă dă întâlnire la Dar Rustic. Vineri 1 aprilie de la ora 19 Andrada Șerban vă invită la o nouă ediție Scul TV. Iar de la ora 21 urmăriți prima ediție a celui de-al șaselea sezon al emisiunii concurs Pot să fiu o stea. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Vă-ți vedea în câteva minute rubrica Jurnal Plus, apoi jurnalul de astăzi și știrile din sport, iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Doamna primar, este o zi importantă pentru comuna Deda. Urmează să aibă loc o festivitate. Da. Astăzi, la ora 12, avem o activitate de inaugurare a unei secții cu 15 paturi pentru Centrul Medico-Social din Deda. Aceasta înseamnă că la cele 30 de paturi existente se mai adaugă un număr de 15 cu posibilitatea ca persoane care nu au aparținători, persoane bolnave, persoane care familiile nu au posibilitate să le acorde îngrijire, pot fi internate în centrul nostru medico-social și aici li se asigură masă, li se asigură asistență medicală, li se asigură îngrijire, iar condițiile sunt deosebit de bune. În anul 2002 am preluat acest centru medico-social Comuna Deda, s-a transformat dintr-un centru de sănătate în centru medico-social. Am adus toate îmbunătățirile posibile pentru ca el să funcționeze la parametrii normali și să se ofere condiții deosebit de bune de îngrijire. Aceasta însemnând că în anul 2005 am realizat încălzirea centrală, o încălzire modernă pentru o construcție cu 3 nivele. Am realizat după aceea în 2010 acoperișul cu tablă și în paralel am făcut lucrări anual pentru ca acest centru, în care funcționează și cabinetele medicilor de familie, să fie unul corespunzător comunei noastre. Iată că a venit și momentul, anul 2016, când am pus acest centru medico-social foarte bine la punct. V-am spus, am creat o secție cu 15 paturi, în care sunt 4 saloane, în care se asigură tuturor celor care vor fi internați aici condiții deosebite. Saloanele sunt bine amenajate, cu baie, cu tot ceea ce cer condițiile actuale pentru ca el să funcționeze din punct de vedere sanitar și din punct de vedere social. Sunt mândră că am reabilitat și modernizat această clădire în condițiile în care noi nu primeam sprijin financiar prin Consiliul Județean, nu primeam un alt sprijin financiar din altă parte. Am contribuit prin Consiliul Local cu bani din fonduri proprii, l-am menținut și este un lucru deosebit. Sunt și alte centre în județ care au fost desființate. Iată, noi, prin contribuția noastră a comunei cu fonduri, am rămas la stadiul acesta de a funcționa astăzi cu un număr de 45 de paturi și 45 de persoane, nu numai din comuna noastră, din toate comunele județului, pot fi internați bolnavi care să își asigure o bătrânețe liniștită și lipsită de griji pentru ei. Sunt lucruri care trebuie să ne preocupe, iată, și alături de problemele economice și problemele sociale, și când e vorba de oameni, când e vorba de oameni vârstnici și de oameni bolnavi, cred că cu atât mai mult suntem și în postul mare al Sfintelor Paști, gândul nostru trebuie să fie alături de cei necăjiți și de cei care au nevoie de sprijinul nostru. Astăzi avem bucuria de a inaugura acest mic proiect, pentru că spun mic, că am început acum un an, la sugestia doamnei primar, modest, cu 5 locuri. S-a mutat smurdul, s-au făcut niște spații libere, am făcut un salon cu 5 locuri. Ulterior, sfătuindu-ne cu doamna primar, știind de aceste spații la parter, care erau fosta radiologie a Spitalului Reghin, am studiat problema și să vedem câte locuri se mai pot înființa. Și iată-ne astăzi,
încă 15 locuri, s-a extins capacitatea și vă pot spune că în totalitate Centrul Medico-Social poate găzdui 45 de bunici și bunicuțe. De asemenea, am profitat un pic de această extindere și am pus la punct și blocul alimentar, care acum corespunde tuturor cerințelor igienico-sanitar-veterinare. Hrana se prepară în bune condiții. Am schimbat toată tâmplăria externă de lemn, geamuri, uși cu tâmplărie PVC, pentru că era tot un termopan, un geam de lemn și mai mult pacienții chiar mi-au spus se simte în economisirea căldurii, deci este mult mai cald în clădire. Am zugrăvit casa scărilor, în față, în spate, am zugrăvit și igienizat etajul 1 unde sunt cabinetele medicilor de familie, sălile de așteptare și să știți că eu, într-adevăr, zilele astea am primit feedback de la pacienții mei care vin la cabinet și zice, vai, nu mai știu pe unde să intru, s-au schimbat ușile, este totul curat, frumos, le place. Am schimbat puțin și aspectul curții, aici mai modest pentru că s-au cam terminat banii, dar sperăm în proiecte viitoare și atunci va fi și mai frumos. Mă bucur iarăși pentru că cu ocazia extinderii se vor înființa și câteva locuri de muncă, ceea ce este foarte benefic pentru comuna noastră, pentru ca tinerii să rămână, să muncească aici, să nu mai facă naveta la Reghin și la Târgu Mureș. De altfel, suntem, să știți, singurul centru medico-social din județ care a mai rămas bugetat de stat. Peste tot s-au privatizat și vă spun cu sinceritate, prețul internării la un privat, condițiile sunt într-adevăr, dar o să vedeți că și la noi poate condițiile și mai și. Și prețul este poate dublu sau chiar triplu. Și sunt persoane care, într-adevăr, au nevoie de asistență socială, care nu își permit, care nu au pe nimeni și atunci modalitatea de rezolvare la un centru privat nu poate să găsească. De aceea eu mulțumesc foarte mult doamnei primar, care s-a implicat total în acest proiect. Poate că lunile astea am insistat cu telefoane, cu vizite, dar însă totdeauna mi-a răspuns prompt și a încercat să rezolve problemele în care ne-am împotmolit noi, pentru că în asemenea proiecte, la un moment dat, se ivezi diverse probleme, nu le poți rezolva, atunci trebuie să apelezi la altcineva. Mulțumesc domnilor consilieri foarte mult, când m-am prezentat anul trecut în noiembrie la Consiliul Local cu proiectul de extindere, le-am explicat, dânsii au fost de acord și au aprobat susținerea financiară, pentru că, în final, orice idee, orice proiect, fără susținere financiară, nu se poate realiza, oricât de bine intenționat ai fi. Vreau să mulțumesc de asemenea unei familii extraordinare pe care am cunoscut-o acum 2 ani din Breaza. Este vorba de doamna Fazeca Șimolo și soțul ei Cibi, care, Ciobi, care lucrează pentru Fundația Van Herik, din, este o fundație română-olandeză, care ne-au ajutat enorm în acești 2 ani, dar acum, de data asta, s-au întrecut pe sine cu ajutorul. O să vedeți, ne-au dotat cu paturi și în orice paturi frumoase, cu telecomandă, care răspund nevoilor pacienților noștri. Ne-au adus televizoare în fiecare cameră, pături, lenjerie, scaune. Deci nici nu mai știu lista, este așa de lungă lista dânșilor, sunt niște oameni extraordinari, noi am devenit chiar prieteni în acești 2 ani și sper în continuare într-o colaborare frumoasă și fructuoasă. Mulțumesc și constructorului și în ultimul rând mulțumesc angajaților, pentru că zilele astea au răspuns pozitiv la solicitarea mea, s-au mobilizat exemplar și au pus la punct toate micile detalii necesare inaugurării. Și vă mulțumesc dumneavoastră pentru participare. Domn Părinte, vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră întotdeauna, toți 3, de Crăciun, de Paști, ați venit cu o mică bucurie pentru bunicii, bunicuțele noastre, cu colinde, cu donații adunate de prin sat, dar pentru noi au însemnat enorm. Orice fărâmă de ajutor înseamnă foarte mult, iar dânsii simt atmosfera de acasă, de Paști, de Crăciun. Vă mulțumim și vă mai așteptăm. În continuare, vă invit să vizitați blocul alimentar, etajul 1, etajul 2, să vedeți ce s-a realizat concret, dar mai înainte o să dau cuvântul doamnei primar, Lucreția Cadar, să ne spună și dânsa câte câteva cuvinte și după aceea o să vă mai spun ce urmează. Vă mulțumesc! Te-a cu cernici, părinți!
stimat doamnă director al Centrului Medico-Social în persoana doamnei doctor Zimur, stimați invitați, orice lucru începe cu Dumnezeu, este binecuvântat și acolo lucrurile neapărat trebuie să meargă bine. Acest lucru l-am făcut și noi astăzi, am început cu o rugăciune frumoasă în prezența preoților din localitățile comunei noastre și vreau să spun că este o binecuvântare de la Dumnezeu că avem acest centru medico-social, clădire cu 3 nivele în comuna Deda, care găzduiește centrul medico-social al comunei din 2002, găzduiește cabinetele celor 2 medici de familie ai comunei noastre, cabinetul stomatologic, laboratorul dentar și de asemenea centrul medical comunitar de asistență comunitară. Iată câte întrebuiințări are această clădire și această frumoasă investiție a comunei Deda. Este de datoria noastră a celor care vremelnic suntem la conducerea comunei și la conducerea centrului medico-social să facem tot ce depinde de noi pentru gospodărirea acestei comune, dar și pentru asigurarea de condiții sociale persoanelor vârstnice. Astăzi inaugurăm acest centru medico-social cu majorarea a încă 15 paturi pentru bolnavii care au necesități de a fi tratați, de a fi îngrijiți și totodată de a-și găsi o casă în care să viețuiască și să-și ducă zilele bătrâneții și ale durerilor pe care la bătrânețe se adună. Sigur că în această situație am contribuit noi cei de la conducerea comunei, vrednicul colectiv de lucru de la Centrul Medico-Social, în frunte cu doamna doctor, cu domnișoara doctor Carmen Buhnilă și toți aceștia ne-am dat mâinile în această situație și am realizat o problemă care este de viitor. Este pentru noi un lucru deosebit. Doresc să avem succes în activitate în continuare, oamenii noștri să fie bine îngrijiți, să fie bine tratați medical și să-și găsească într-adevăr locul unde să-și petreacă bătrânețile aici la noi. Doresc să vă informez că va continua activitatea de modernizare a Centrului Medico-Social din Deva, deoarece în momentul de față avem pregătit un proiect de accesare de fonduri europene care va asigura mărirea numărului de paturi din Centrul Medico-Social până la poate 80 de internări și cu această ocazie sigur că interesul nostru va fi mare pentru a realiza și acest proiect și a da utilitate acestei clădiri și a construi chiar și spații noi pentru ca activitatea să se mărească și să fie la nivelul cerințelor. Bine v-am regăsit! Berbec, orice emoție, dorință sau inițiativă capătă proporții neobișnuite și de aceea se recomandă să le ții sub control ca să te protejezi de un consum excesiv. Taur, este o zi foarte importantă pentru echilibrul tău în care ar fi mai bine să acorzi o atenție deosebită stării de sănătate și mijloacelor prin care o poți reface. Gemeni, deciziile dure luate acum pot genera efecte nedorite, mai ales dacă vizează un membru al familiei sau relația de cuplu. Rac, poate că nu vei avea parte de cea mai simplă zi din această săptămână și nici nu vei reuși să rezolvi mare lucru din tot ce ți-ai propus, dar toate acestea nu te vor copleși. Leu, influențele sunt diverse și puternice, dar depind de felul în care a reușit fiecare să se cizeleze în timp. Cei calmi vor fi inspirați, cei buni vor fi harnici, iar cei nervoși pot deveni mânioși. Fecioară, ar fi indicat să abordezi orice situație cu mai multă bunăvoință ca să nu apară vreun conflict, pentru că aceasta ar strica totul, nu doar dispoziția ta. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm.
continuăm previziunile astrale pentru vineri. Balanță. Înainte de a-ți face planuri pentru această zi, este bine să știi că principala tendință este exagerarea, în special a emoțiilor, sentimentelor și dorințelor. Scorpion. Este esențial să ai răbdare și să te asiguri că deciziile luate sunt bune, indiferent cât de justificate ți se par în acest moment. Săgetător. Se face lumină în viața ta în sensuri care contează pentru tine, debutează o perioadă mai dinamică, dar frumoasă. Capricorn. Noutatea perioadei care începe din această zi este că nu mai ești sigur pe lucruri pe care le credeai de neschimbat până acum și va trebui să le reconsideri. Vărsător. Ai putea iniția fără să vrei un conflict cu cineva din anturajul apropiat pe care îl prețuiești. Este bine să faci tot ce poți ca să repare această greșeală, inclusiv pe calea dialogului. Pești. Ai senzația că lucrurile se schimbă mai repede decât ai anticipat și că e nevoie de mai multă atenție orientată spre exterior ca să te poți adapta. Acestea au fost previziunile astrale pentru vineri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la știrile din sport! Avântul Reghin este neînvinsă pe teren propriu în actuala ediție de campionat, câștigând toate partidele și așa vrea să rămână inclusiv după meciul de sâmbătă, 2 aprilie, ora 17. Reghinenii primesc acasă ocupanta locului 3, Unirea Jucu. Vecinii de clasament sunt despărțiți de 5 puncte, dar partida tot nu se anunță una ușoară pentru reghineni. Clujenii s-au întărit în pauza competițională și speră la promovarea în eșalonul secund. Meci de zile mari pe municipalul din Reghin. Avântul, ocupanta locului secund, la egalitate cu liderul, întâlnește Unirea Jucu, vecina de clasament, cele două fiind despărțite de 5 puncte. Partida nu se anunță ușoară, având în vedere că în pauza competițională clujenii s-au întărit pentru a promova. Da, cei de la Unirea Jucu și-au propus să promoveze, au făcut câteva transferuri foarte bune, dar noi știm, sper să facem o partidă mare. Unirea Jucu este singurul adversar în fața căruia reghinenii au remizat în acest sezon. Partida tur s-a încheiat 0-0. Mai trebuie spus că înaintea disputei de sâmbătă, elevii antrenați de Vili Stoica au disputat 8 partide pe teren propriu și au un palmares de invidiat. 8 victorii din tot atâtea posibile, în care au înscris 21 de goluri și au primit doar 3. Avântul e astfel singura echipă din serie neînvinsă pe teren propriu, ba chiar și a răsfățat suporterii, oferindu-le doar victorii. Așa este și sper să nu pierdem nici meciul acesta, să ducem, să nu pierdem până la sfârșit. Dar știți cum e fotbal, un meci de fotbal se poate întâmpla orice. Dar sper că la meciul ăsta cel puțin să nu se întâmple, fiindcă avem nevoie de cele 3 puncte. Așadar, un meci care nu trebuie ratat de publicul amator. Fluierul de start se dă la ora 17, sâmbătă, 2 aprilie. Meci greu pentru echipa de Liga a 4-a Mureșul Rușimunți. Ocupanta locului 4 dă piept cu formația de pe locul 3 ASEA 2013 Târgu Mureș. Elevii lui Ovidiu Mărginean au nevoie de victorie pentru a reveni pe podium și speră ca până la ora partidei să-și recupereze o parte din jucătorii accidentați. Oricum, clubul mizează și pe tinerii sportivi, la fel ca în meciul anterior de la Miercurea Nirajului, când s-au folosit mai mulți jucători sub 21 de ani. Mureșul Rușimunți înfruntă pe teren propriu ocupanta locului 3, ASEA 2013 Târgu Mureș, în încercarea de a reveni pe podium. Echipa antrenată de Ovidiu Mărginean se află pe poziția a 4-a și are nevoie de victorie pentru a rămâne cât mai sus în clasament. În etapa anterioară, în deplasare la Miercurea Nirajului, o altă formație din prima parte a ierarhiei, Mureșul a făcut egal 2-2. Urmează o altă partidă dificilă. Jucăm acasă cu echipa a doua a clubului din Târgu Mureș, ASEA Târgu Mureș, echipa situată pe locul 3 în momentul actual. Noi sperăm într-un rezultat favorabil, și anume o victoria noastră care să ne aducă iarăși pe poziția a treia a podiumului. Staful tehnic al clubului speră să poată conta pe jucătorii accidentați până acum, dar mizează și pe tinerii sportivi, la fel ca în etapa anterioară. Sperăm că până la ora meciului să recuperăm din jucătorii accidentați. Trebuie să mai precizez că
În partida de la Miraj am avut 7 jucători sub 21 de ani. Totuși e un lucru admirabil pentru noi. Linia de fund, în proporție de 75%, a fost formată din jucători juniori. 15 victorii, 4 egaluri și 3 înfrângeri a bifat până acum echipa lui Ovidiu Mărginean. Etapa cu numărul 23, programată pentru sâmbătă, 2 aprilie, la Rușii Munți, are fluierul de start la ora 11. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Vineri, cerul va fi lipsit de nori. Termometrele vor indica în Reghin 21 de grade, iar în Târgu Mureș 22. Pentru Lăduș și Iernut sunt estimate 23. 23 de grade vor fi și în Sighișoara, 21 la Batoș, 19 la Sovata, iar în Sânceni vor fi 15 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, cerul va fi senin. Pentru Brașov sunt prognozate 22 grade Celsius. 21 de grade vor fi în Bistrița, iar la Sibiu și Cluj-Napoca vor fi 23. Pentru Alba Iulia sunt estimate tot 23 de grade, iar pentru București 24. Vineri noaptea cerul va fi în mare parte senin, iar șansele de precipitații vor fi scăzute. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 4 grade, iar în Târgu Mureș 5. Pe parcursul zilei de sâmbătă, cerul va fi parțial noros. Pentru Reghin sunt prognozate 13 grade, iar în Târgu Mureș vor fi 14. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Larisa Ilieș, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!